Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară la emisiune este Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Andrei Spânu. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara. Atest o schimbare a subiectelor din discuțiile noastre. După mulți ani în care am discutat despre gaze, trecem la avioane. O să discutăm astăzi mai mult, sper doar în prima parte a emisiunii, mai departe să discutăm și despre alte subiecte, despre licitația de la aeroport. Încă e exact ca și în capacele cele de la bere, mai încearcă o dată, cam așa ne iese și nouă, încă o licitație anulată. Prima dată când a fost anulată licitația, dumneavoastră a zis că procesul a fost sabotat. Da. Acum am să vă rog să ne spuneți ce credeți de această dată și totuși să vă referiți la această sabotare. Cine a sabotat, cum a sabotat, de unde sunt cei care au sabotat, cum au reușit să o facă? Deci am spus, cred că de tare multe ori, ce s-a întâmplat la prima licitație. Dar înainte ca să dau un pic de detalii despre licitație, vreau să fac claritate cine totuși se ocupă de licitație și cum este organizat, ca toată lumea să înțeleagă. Deci, întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău este o întreprindere de stat în subordinea sau fondatorul acestei întreprinderi este Agenția Proprietății Publice. De procesul de organizare a licitației se ocupă întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău împreună cu Agenția Proprietății Publice. Deci asta ca să fie clar. Acum, prima licitație în cadrul întreprinderii Aeroportul Internațional Chișinău s-a creat o comisie de licitație care trebuia să urmeze pașii legali pentru buna organizare. Au fost omise sau omisă o etapă importantă din procesul de organizare acestei licitații. Și această etapă presupune ca spațiile care se dau în chirie mai întâi să fie declarate ca bunuri neutilizate, ca apoi să le poți scoate. Dacă nu faci asta, nu poți să le scoți la licitație. Este o procedură birocratică. A fost omisă din neștiință? Eu cred că a fost omisă cu rea intenție. Asta este credința mea. Da. Eu nu am participat propriu-zis în grupul de lucru, ce s-a întâmplat, dar eu cred că asta s-a întâmplat. Prim-ministru a solicitat o anchetă internă. Da, care n-a mai știut cu ce s-a terminat. Nu, ancheta internă, din câte cunosc, s-a terminat și probabil urmează în perioada următoare aeroportul, APP-ul să facă un comunicat în care să... Dumneavoastră știți ce a descoperit ancheta? A văzut, a găsit nereguli? Eu știu cum, pe deasupra, dacă vreți, că s-au găsit exact în regulile persoanele care au fost... s-au ocupat de aceste proceduri și atunci când va face comunicat, inclusiv APP-ul trebuie să decide dacă trimite materialele mai departe organelor de drept. Dar recunosc că nu am reușit să citesc raportul cap-coadă și să văd toate documentele din acea anchetă. Cu siguranță, cum am spus, instituțiile statului, adică APP-ul și aeroportul, vor face un comunicat în acest sens. Deci, acel raport, nu să ziceți că n-ați citit în detaliu, dar înțeleg că l-ați parcurs. Acel raport... Nu l-am parcurs. El arată din principiu că sunt, adică spune ipoteza pe care o afirmat și dumneavoastră că a fost sabotat interiorul, că cu rea intenție s-a acționat pe interiorul... Raportul arată practic pas cu pas ce s-a întâmplat și care erau procedurile și care sunt oamenii care sunt responsabili de, sau trebuiau să fie responsabili ca să respecte legislația. Acest raport nu face, deci el nu este procuratură, deci este un raport și comisia de anchetă nu este procuratură. Deci pe acest raport trebuie să se expună organele de drept, iar aeroportul eventual să aplice niște sancțiuni conform legii celor care se fac responsabil de acest lucru. Însă pentru mine este straniu și un alt lucru pe care l-am spus, că caietul de sarcini, spre exemplu, nu a fost tradus în limba engleză. Ori dacă spui că vrei să atragi companii din spațiul Uniunii Europene, trebuie un minim efort să faci, să traduci caietul și să ai grijă că el să ajungă la acele companii care pot participa. Mai ales că
aici știu pe bune că și eu, ca și ministru, am solicitat acest lucru și APP-ul la fel a solicitat acest lucru, ca caietul de sarcini să fie tradus și expediat la cât mai multe companii. Cel puțin două persoane și-au dat demisia din funcție din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău în contextul acestor, în perioada cel puțin acestei licitații. Unul este directorul și al doua este una dintre membrii Comisiei de Concurs, exact, care s-a ocupat și cu elaborarea caietului de sarcini. Înțeleg că aceste două demisii au direct legătură cu organizarea concursului. Eu nu cunosc exact motivele, pentru că și public nu au anunțat că din acest motiv, inclusiv... N-ați fost curios să aflați de ce directorul aeroportului? Eu am avut o discuție cu ex-directorul aeroportului, dumnealui a spus alte lucruri, sau mie mi-a spus alte lucruri. Asta aveți încredere în dumnealui? În cine? În domnul Bozian. Eu am încredere în toată lumea până la proba contrarie. Și proba contrarie n-ați avut-o? Acum... Deja am și eu anumite semne de întrebare. Dacă dumnealui s-au avut încredere în comisie și nu a verificat fiecare pas, este și asta o ipoteză, sau sunt alte interese. Eu pornesc de la ideea că probabil nu a alocat suficient atenție ca să verifice fiecare pas în această licitație. Revenind la cuvântul propriu zis sabotaj, cine și de ce ar fi vrut să-l facă? E simplu. Eu am spus și repet încă o dată. În jurul acestei licitații există extrem de mult interes din partea grupului criminal organizat. Nu am să-i dau numele, că toată lumea știe cine este, că nu vreau să-i mai fac și eu. Moldova are multe grupuri criminale. Unul care este cel mai renumit, haideți să-l spun o dată, este vorba de grupul criminal organizat Șor, care gestionează acele spații. Altfel spus, acei metri pătrați din interiorul aeroportului sunt gestionați de două companii afiliate. O companie care se ocupă de duty free sau de vânzare de produse și alta care se ocupă de restaurante și apă, băuturi, ce mai vând acolo. În total, aceste două companii, în 2022, au făcut sub un miliard de lei venituri. Nu profit, dar venituri. Și ne să ziceți de 2022 și în 2023 nu tot atât au câștigat? Nu am văzut cifrele finale pentru că m-am uitat, nu au fost publicate. Probabil vor fi publicate în următoare. Probabil că sunt cam tot aceleași, nimic nu s-a schimbat. De acord. Împotrivă, mai multă lume a călătorit prin aeroport. De acord. Deci, respectiv, este o sumă enormă de bani pe care ei nu vor să o pierdă. Și imediat, ce este important, că imediat ce a fost anunțată prima licitație, s-au început minciuni, falsuri, tot felul de atacuri la persoană, inclusiv, din informațiile noastre, s-a mers la fiecare membru din grupul de licitație cu tot felul de insinuări, că să fie atenți ce fac și așa mai departe. Deci presiuni? Presiuni, exact. Și ei au semnalat aceste presiuni? Deci eu am primit aceste semnale și pe această cale, poate dacă unii din ei ar vrea să facă informația publică sau să meargă la organele de drept, să o facă. Respectiv, interesul este foarte mare, pentru că în momentul în care noi finalizăm procesul și selectăm o companie cu reputație care poate să vină să gestioneze aceste spații, ei pierd aceste venituri. Iar aceste venituri sunt folosite pentru a cumpăra voturi, a finanța partide și poate pe alte lucruri care nu sunt tocmai legale în țara noastră. Da, dumneavoastră aveți, adică știți cumva dacă acești bani sunt folosiți pentru asta? Nu, eu fac o presupunere acum că unde ar putea fi folosit, ținând cont de ceea ce se cunoaște public despre activitatea acestui grup criminal organizat. Deci, ca să înțeleg eu corect, iată luna martie, faptul că nu s-a desfășurat licitația asta, i-a dus grupului Șor 100 de milioane de lei în buzunar? Venituri. Haideți să facem deci diferența profituri, între venituri și profituri, să fim corecți. Deci, cifra de afaceri, repet, nu o am, dar i-a dus o sumă consistentă, ca și rulaj și probabil ca și profit, acestui grup criminal organizat. Oamenii care acum gestionează aeroportul sunt oamenii care activau acolo și în timpul lui Șor? O parte din oameni, evident, pentru că sunt ingineri, oameni tehnici. Nu, eu vorbesc despre management. Despre management nu sunt. Management, mă referiți la director? De la director, în jos, domnul Vozian era acolo și pe timpul... Nu. Domnul Vozian a fost transferat de la Autoritatea Aeronautică Civilă. Deci el nu a fost
acolo. Am înțeles. Deci în management nu ai mai rămas nimeni. Din ce cunosc eu, nu. Nici nu. În contabilitate. În contabilitate, dacă vorbim de toată contabilitatea, probabil că mai sunt oameni care au lucrat în acea perioadă și noi de mai multe ori am solicitat și în continuare se verifică anumite informații și persoanele care sunt identificate că au participat la diferite ilegalități, cu siguranță trebuie să plece. Totuși, ca să înțelegem, cu prima dată de ce n-a trecut licitația este clar. Ultima dată de ce n-a trecut licitația, am văzut explicația dată de către APP. APP, da, că nu le-au ajuns niște, nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală. Dumneavoastră știți despre ce documente este vorba? Da, deci am solicitat și eu informație și compania care a participat nu a prezentat dovada suficientă ca să asigure acele criterii care au fost puse în caietul de sarcini. N-am înțeles. Ce înseamnă dovada suficientă? Spre exemplu, trebuia să... Deci era... Am să dau un exemplu simplu, ca să fie clar. În caietul de sarcini era spus 10 aeropoarte cu experiență în travel, retail și food and beverage. Adică să aibă experiență în 10 aeropoarte și în fiecare din aceste 10 și în restaurante, dar și în vânzări de produse. Acum, chiar dacă compania a arătat mai multe aeropoarte decât s-a solicitat, sincer, nu pot să explic pentru că nu am toate detaliile, dar ambele tipuri de experiență nu au fost în toate 10 și comisia a considerat că nu a întrunit anumite condiții. Spre exemplu, cam asta era motivul de bază. Și comisia a solicitat aceste informații, clarificări? Comisia a solicitat clarificările, le-a primit înapoi. Compania a adăugat un aeroport suplimentar, pentru că oricine poate vedea că gestionează mult mai multe aeroporturi. Însă, la fel, comisia a decis că nu poți adaugi un aeroport suplimentar, ținând cont că termenul limită a fost luni, ora 5. Deci, poți să faci clarificări pe informația care a fost prezentată până la termenul limită. Nu poți să adaugi informație suplimentară la... Înseamnă asta, domnule ministru, că această companie la Gardier nu va mai putea participa la următoarele licitații? Va putea participa. Sau veți schimba condițiile de desfășurare? Dar nu țin de condițiile de participare. Și caietul de sarcini. Și caietul de sarcini, cred că în baza acestei experiențe, probabil Agenția Proprietății Publice și cu aeroportul trebuie să clarifice un pic, să-l facă mai clar, ca să nu avem astfel de interpretări. Că trebuie să arăt travel and retail sau food and beverage separat sau împreună și vor face aceste clarificări și vor îmbunătăți un pic caietul de sarcini. Dar nu e despre caietul de sarcini. În general... Dar despre ce este acest... Pentru că pretențiile sunt. Ce am auzit noi, e adevărat că aceste acuzații vin în mod special de la vocea afiliate sau apropiate lușor este că e o licitație trucată, dumneavoastră aveți interese personale legate de această companie la Gardier, este despre faptul că ați făcut aranjamente așa încât doar ăștia să poată să participe. Deci cam astea sunt speculațiile. Ce am văzut este că la prima licitație am avut doi concurenți, la a doua unul. Nu există riscul ca la a treia să nu avem pe nimeni? Nu știți cum, riscuri tot timpul sunt. Adică, da, noi ce urmărim? Să ajungem să nu vrea nimeni să participe și să rămână același beneficiar? Noi, în primul rând, vrem să facem câteva lucruri. Unu, vrem să selectăm o companie onestă, cu experiență bună în administrare de aeroporturi la nivel european, dar acest proces trebuie să fie făcut corect. Păi dumneavoastră aveți cuțitul și pâinea în mână, da? Deci dumneavoastră stabiliți caietul de sarcini, desfășurați și nu știu de ce, iată, deja de câteva ori nu vă iese. Dați să vă spun. Deci acesta este obiectivul nostru, ca să aducem o companie serioasă, dar și procesul să fie respectat. La prima licitație, v-am spus, opinia mea personală a fost un sabotaj și
cred eu, cu rea voință, s-au omis anumiți pași. La a doua licitație, pe partea comisiei de licitație, din punctul meu de vedere și reieșind din informația pe care am văzut-o, că au trecut o zi, două, nu am toate detaliile, comisia a acționat și Agenția Proprietății Publice a acționat cu bună credință, a respectat toate procedurile, a tradus caietul de sarcini în limba engleză, l-a trimis la foarte multe companii să participe, a discutat telefonic și a încurajat cât mai multe companii să participe. Deci, pe partea noastră s-a făcut totul ca să iasă cum trebuie. Adică să această licitație să aibă o finalitate. Din păcate, dosarul care a fost primit, probabil din nu știu care motiv, nu a întrunit acele condiții care au fost puse în caietul de sarcini. Comisia a decis că este mai important să respecte în tocmai și să ia decizii care să nu fie supuse nici unui risc de legalitate. Da. Și a decis să oprească procesul și să-l înceapă din nou, astfel ca legalitatea acestui proces să nu fie contestată nici pentru un moment. Și cred că au decis așa cum au considerat cel mai bine. Am înțeles. Spuneți-mi, rog, dar membrii comisiei sunt tot aceiași care au fost și la prima licitație? Da. S-au schimbat membrii comisiei? Toți? Nu cunosc exact dacă toți, dar o parte au fost schimbați. Deci ăsta e motivul pentru care nu mai credeți că e vorba despre sabotaj. Deci eu am urmărit ca să mă asigur că lucrurile sunt făcute corect și nu există suspiciune că au acționat cu rea credință. Ori, repet, decizia de oprire sau desistare a licitației nu a fost luată din motivul că un anumit element din acest proces a fost sabotat. Dar simplu pentru că, așa cum au fost prezentate documentele, ele în decizia comisiei sau în modul în care le-au citit comisia, au spus că nu corespund criteriilor. Am înțeles. Pentru că noi am solicitat o opinie de la reprezentanții, sau cel puțin să înțelegem, de la reprezentanții la Garder. Ei încă nu știu motivele pentru care n-a trecut, cel puțin așa ne-a spus, motivele pentru care n-au trecut acest concurs. Cu siguranță vor fi informații despre acest lucru. Și de câte înțeleg despre faptul că nu au întrunit niște condiții, nimeni nu le-a cerut, adică niște clarificări. Așa cel puțin? Nu, cu siguranță au cerut clarificări. Eu am văzut documentele. Dumneavoastră ați văzut? Inclusiv răspunsul lor l-am văzut. Înțeleg. Nu știu dacă aveți siguranța că o să reușească următoarea licitație și când credeți că va fi desfășurată. Trebuie să fie anunțată cât mai repede. Eu sper că deja săptămâna viitoare să fie anunțată următoarea licitație. Dar cum facem să nu ajungem iar în situație similară? Pentru că ea devine foarte jenantă. Am văzut că domnul Grosu a zis că situația legată de această licitație ne aduce un prejudiciu de imagine pentru țară. Evident că ne aduce un prejudiciu, dar cel mai mare prejudiciu ne-l aduce acest grup criminal organizat, care face tot posibilul, inclusiv... Bun, uitați-vă, prima dată am înțeles, prin sabotaj, dar a doua oară prin ce s-a implicat acest grup criminal organizat? Prin crearea, spre exemplu, a tot felul de presiuni, inclusiv publice, inclusiv falsuri, în care, haideți să vă întreb un pic altfel. Da. Să ne imaginăm că există o companie sau mai multe companii care vor să participe serioase. În momentul în care văd atâta cum fals, minciună, asta oamenii încep să-și pună întrebări. Inclusiv, pentru mine, sunt și niște elemente un pic stranii care s-au întâmplat din partea organelor de drept, care au deschis un dosar penal neclar pentru ce? Proces penal. Sau proces penal neclar pentru ce? Neclar în baza, de fapt am văzut, în baza la ce informații? În ce? La ce? În baza unei postări a unui pseudo-blogger. Această licitație se petrece din luna februarie, deci aveau tot timpul ca să ceară documente, au decis să facă presiune. Eu așa doar fac niște presupuneri. O presiune publică prin acest dosar penal în aproape ultima zi a licitației, în care deci s-au aeroport a aflat despre proces cu o zi înainte de desfășurarea licitației? Păi așa reiese. Uh-huh. Dacă aștepți atâta timp și te autosesizezi la un pseudo, nu știu cum să-i zic,
Deci ei au spus că s-au autosesizat. Da, dar este informația publică, putem să o citim, sau a făcut și o știre, n-am să dau denumirea, în care ei spun că s-au autosesizat. Un procuror care s-a ocupat în trecut de niște dosare foarte dubioase legate de Plahotniuc, Dodon și așa mai departe. Deci, cumva arată anumite elemente că acest grup criminal încearcă prin toate metodele să oprească acest proces pentru ca să mențină controlul asupra acelor spații. Și, repet, obiectivul nostru, pentru că dacă noi încălcăm măcar ceva din acest proces, se merge în judecată. Și știm cum funcționează încă la noi structurile de judecat. Și încep să întoarcă procesul înapoi, să suspende. Sau asta, noi riscăm să intrăm sau să facem jocurile acestui grup criminal organizat. Decizia a fost nu, ne oprim, nu s-au întrunit condițiile, mai anunțăm o dată ca să ne asigurăm că toate cerințele legale sunt respectate. Vreau să vă întreb și despre procesul administrativ inițiat de Centrul Național Anticorupție. Despre acesta nu cunosc nimic. Da, eu sper să vină directorul CNA în curând la noi să-l întrebăm. Eu prima dată aud de procese administrative inițiate de CNA, dar poate eu ceva nu știu legat de atribuțiile Centrului Național Anticorupție. Da, vreau să vă întreb, doamna Rață, puneți-vă și în... Că eu m-am gândit mult, inclusiv la membrii cei care sunt în comisie. Deci, ei lucrează sub o presiune enormă. Ajung în momentul în care trebuie să ia decizii, Procuratura Anticorupției anunță un dosar pe ce? CNA-ul anunță un dosar pe ce? Doar încercați și eu rog cei care ne privesc să gândească un pic. Bun, dincolo de asta, membrii comisiei trebuie să aibă curajul să își asume deciziile dacă ei cred că aceste decizii sunt corecte, că nu pot să... Corect, și asta spun că membrii comisiei au decis că în această situație este mai bine să... Am înțeles. Ideea este că s-ar putea ca data viitoare presiunile să fie la fel de mari, să poate și mai mari, și să existe un alt motiv pentru care ei să aibă frică și să decide să anuleze această licitație, iar între timp Șor va fi în continuare principalul beneficiar al acestui aeroport. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm un pic despre dacă a devenit aeroportul profitabil de când a venit în proprietatea de stat, că pe timpul lui Șor era cumva profitabil dacă el tot a mult să întreprindere aceea Avia Invest. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari. Cine veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu, nu se primează nimic. Și nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? Un beneficiat, un copil, nu doarme acasă, deși are casă. Am fost supravegheați de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Aștept o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de bretate. Și nu ne dați voie să fim așa. Mai jos de securitate, mă rog. Avem sau nu un sistem de apărare anterior? Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns.
pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Totul e din viață. Totul e din viață. Sute de istorii. De cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis? Că te pun la unghiar? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Știe iarna, știe liniștea. Și nenumărate provocări. Este ce faci tu în fiecare zi. Iubește viața, duminică, de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Bine v-am revisit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pe cele așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. El e maladeț, e Vania critică și pune la punct absolut pități. Dar Vania rău nu face, numai bine. Bună oară el ne povestește în rimă care e situația din țară. Vania băț apare ca soarele după ploaie. S-a întâmplat ceva în țară, Vania-ți spune până de sară. Când apare vreun subiect, el se bagă și-l tijdioacă. Chiar dacă e de prins o leagă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții. Pe Vania-l iubește, da mai ales de putații. Dar Vania iubește pe corii Vania și corupți care stau pe ghebul nostru. Câte aici de-a tare mult. Aici stai Vania, Vania băți, da Vania iubește pe tăți. Aici stai Vania, Vania băți, da Vania iubește pe tăți. Vania băți. Am revenit în studio. Vă amintesc că invitatul din această seară în emisiune este Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Andrei Spână. Am discutat în prima parte a emisiunii despre licitația de la aeroport, cine cum o sabotează, cum ne asigurăm că în sfârșit vreodată se termine această licitație și va exista un alt administrator al acestor spații comerciale decât cel care îl administrează din 2013. Vreau să vă întreb dacă, din momentul în care aeroportul a revenit în administrarea statului, asta s-a întâmplat în martie 2023, a devenit profitabil pentru stat. Da. Deci a înregistrat statul profituri de acolo. Da. Cât de mari profituri? Și ce faci cu ele? Nu am cifra acum.
raportul financiar final trebuia să fie depus până în martie și APP-ul cred că în aprilie mai trebuie să publice raportul financiar. Dar care... cel puțin vorbim de ordinul sutelor de milioane, zeci de milioane, zeci de milioane. Nu putem să vorbim de sute de milioane, dar... De ce? Nu putem. Sute de milioane. Nu. Tot aeroportul, veniturile sunt în jur de un miliard și ceva, adică nu poți să vorbești de profit. Eu vorbesc de venituri și profit, nu putem să vorbim de sute de milioane. Dar, cu siguranță, din ultima informație pe care am avut-o în toamnă, era vorba de câteva milioane de euro profituri în aeroportul. Dumneavoastră, aveți siguranță că din momentul în care aeroportul a revenit în administrarea statului, nu au apărut iarăși scheme prin care firme căpușe, prin care să scot banii din aeroport? Eu acum nu cunosc, dar eu niciodată nu am exclus tot felul de scheme, corupții care ar putea să se facă într-o instituție sau alta sau într-o întreprindere de stat. Dacă sunt astfel de scheme, cu siguranță și CNA-ul, Procuratura Anticorupție, Agenția Proprietății Publice trebuie să verifice și să vadă. Am înțeles. Dar în continuare, cei care administrează sau oferă cele mai multe servicii în aeroport sunt tot firmele rușor. Vă referiți la... Handling și altele. Pe handling nu știu dacă sunt exact companiile lui sau afiliate acelui grup, dar spațiile sunt arendate, așa cum am deja menționat, de companii afiliate acestui grup criminal. Ok. Cel puțin eu n-am văzut o nouă companie de handling acolo. Era tot cea care aparține ușor. Da, noi discutăm cu mai multe companii de handling și am făcut invitație. A apărut o companie micuță de handling care prestează servicii pentru zboruri private la moment, sper să crească. Ok, am înțeles. Dar taxa asta de modernizare nu mai este? De la 1 ianuarie anul curent, da, nu mai este. Air Moldova, spuneți-ne când, dacă puteți să ne spuneți, acolo sunt mulți angajați care au rămas cu salariile neplătite de luni întregi. E clar, nu e responsabilitatea statului pentru că a fost o companie privată până nu de mult. În proces de insolvabilitate, dar sunt angajați neplătiți, sunt clienți, foarte mulți clienți cu păgubiți, da? Care își vor să își primească banii înapoi. Problema este în justiție la moment. Dosarul acestei companii este în justiție, în judecată. Conform legii, prioritate oricum au angajații să-și primească salariile. Conform legii, înțeleg că după asta următorii sunt clienții. Da. Și după care nu era această prevedere legală și noi, împreună cu Parlamentul, am modificat legea așa ca să ne asigurăm că, indiferent de deciziile pe care le-a judecat în acest proces, după angajați, următorii vor fi despăgubiți clienții. Cei care putem să dăm niște termene, cam când? Eu nu vreau să dau termen pentru că istoria Moldovei arată că unele procese de judecată poate să dureze la nesfârșit. Dar mai devreme sau mai târziu, această companie, resursele pe care le are, vor trebui să fie direcționate către angajați și apoi clienți. Da, dacă nu o să meargă procesul de reorganizare și o să administreze o companie agricolă cu tractoare, acea companie aeriană. Gările auto, în 2022, APP a anunțat că reziliază contractul de concesiune, gările trec în proprietatea statului. Am verificat chiar înainte de emisiune, asta nu s-a întâmplat. Am vorbit cam o dată în săptămână, discutăm cu APP-ul, repet, este responsabilitatea APP-ului. Și s-a avansat destul de mult în acest proces. Sper că în următoarele luni deja să avem și un rezultat. De ce asta durează atât de mult? Deci aproape 2 ani de zile, un an și jumătate de când s-a întâmplat. Ca să fie clar și pentru telespectatori, cine sunt cei care acum administrează gările, eu nu știu care sunt profiturile din această afacere, poate ne spuneți dumneavoastră, dar este o cetățeană din Ucraina, nu știu prea multe despre această cetățeană, și este al doilea domnul Vâlcu, un apropiat al domnului Dodon, cercetat penal în dosarele legate de perfectarea de pașapoarte. El este dat acum în căutare internațională. Da. 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 Tocmai de asta noi am, cu efortul propriu, am ajuns la rezilierea contractului și APP urmează să respecte legislația și acel contract păgubos care a fost semnat ca să preia aceste bunuri. Prezent, aceste gări le aduc venituri?
Da, 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 le aduc venituri. Cât de mari? Nu cunosc pentru că ei gestionează. Aproximativ. Da, de unde se cunosc? Eu nu știu cât, nu am informații despre ce face acea companie care gestionează. Dar acolo sunt, la gări, lucrurile sunt un pic mai complicate decât preluarea aeroportului, ca să fie clar. Pentru că vorbim de o infrastructură care este cumva împrăștiată în toată țara. Uh-huh. Mai sunt, spre exemplu, o chestie la care lucrează APP-ul acum, ține de sistemul soft, de vânzarea biletelor, uh-huh. pe care, din informația pe care a prezentat-o APP-ul, acea companie despre care ați menționat nu vrea să transfere, pentru că e proprietatea lor, nu vrea să-l transfere înapoi sau să-l dea statului. Respectiv, deja de o perioadă bună se lucrează la un nou soft, ca în momentul în care gările sunt preluate să nu fie probleme de funcționare a lor, inclusiv verificarea tuturor bunurilor, a infrastructurii de acolo, ca preluarea să nu creeze alte probleme juridice. Eu, repet, știu că lucrurile au avansat în ultimele luni și ne apropiem de o decizie finală de dar preluare. Dar abia în ultimele luni au avansat? Nu, au avansat în sensul că permanent, dar, dar în ultima perioadă deja ne apropiem de final. Riscuri ca să fim obligați să plătim despăgubiri de venituri sau profituri ratate de sute de milioane în acest contract există? În momentul nu văd cum, pentru că atunci când am reziliat, am respectat normele legale. Uh-huh. Din ce înțeleg, ei au mers în judecată și au pierdut în prima, okay. în prima instanță. Am înțeles. Vreau, ca să mergem rapid pe subiectele următoare, ce planuri are Ministerul pentru a îmbunătăți gestionarea gărilor? Gările automoderne? Repet, haideți totuși să mai facem clar. Mai întâi să așteptăm să se rezilieze și să ajungă în proprietatea statului. Exact, dar eu vreau să facem claritate. Ministerul nu gestionează întreprinderi. Noi facem anumite politici. Spre exemplu, dacă trebuie să aveți viziune despre cam da. Cum vreți să arate asta tot, să arate tot. Spre exemplu, noi am făcut anumite modificări, pentru că dacă vorbim de gări, o întrebare la care se gândește ministerul este: trebuie să avem toate gările trebuie să fie în proprietatea statului? Da. Sau gările pot deschide gări și privații? Și ce credeți? Și noi am făcut anumite modificări pentru că noi credem că încet încet trebuie să deschidem portița, mm-hmm. ca să putem permite și privaților să deschidă o gară într-un raion, într-un oraș, chiar și în Chișinău, pentru că vedem ce aglomerație avem la gări. Și noi deja am modificat legea când am modificat codul transportului rutier acum în primăvară ca să ușurăm acest proces, uh-huh. inclusiv pentru transportul internațional de pasageri cu rutier. Asta este un element. Vă dau al doilea element. A fost foarte multe discuții despre modul în care se plătesc taxele la gări. La moment se plătește 1% din fiecare bilet vândut. 10%. Da? Da. Noi la fel nu credem că este corect, pentru că lucrurile se schimbă. Spre exemplu, la cum ministerul lucrează la o metodologie de calculare a serviciilor de gară, ca să avem o taxă de peron, în care vine microbuzul sau autocarul și plătește nu pe câte bilete vinde, pentru că el poate să vândă cât vrea, poate să le vândă online. Ce se întâmplă? Noi vrem să vindem bilete online. Ce se întâmplă dacă un autocar sau un microbuz vinde toate biletele online? Da. El vine, gara trebuie să-i dea loc sau nu? Uh-huh. Zice că nu, că tu nu vinzi bilete, eu nu încasez comisiuni. Da. Deci este un alt element, a treilea element. Care sunt condițiile minime de funcționare a unei gări? Da, astea sunt lucrurile care se ocupă ministerul. Deci, dar dumneavoastră luați în calcul ca să deschideți. Da, cu siguranță. Noi... Și pentru privați această posibilitatea de a cu siguranță, pentru că, gări. Repet, statul trebuie să mențină infrastructura critică, importantă, da? Dar acolo unde poate să vină investitori locali, internaționali și să facă investiții în anumite zone, să o facă. Am înțeles. Pentru că ați pomenit despre infrastructura critică, haideți să vorbim rapid și despre ea. Rapid am să vă întreb, ultima dată când ați fost la emisiune, v-am întrebat despre portul Giurgiulești. Erau atunci speculații că statul român ar putea lua în concesiune portul Giurgiulești. Dumneavoastră a spus că vă doriți renegocierea codului de concesiune a acestui port și purtați discuții cu Bierdu. Da. Ce s-a întâmplat între timp? Șansele să avem acest port înapoi în administrarea statului, cât sunt de mari? Da, haideți să nu punem așa întrebarea. Întrebarea este care sunt șansele ca statul să aibă un beneficiu mai mare
din modul în care este administrat acel port. Pentru că trebuie să spunem clar, modul în care el a fost concesionat în 2005 sau lasă careva semne de întrebare, inclusiv ce are statul din asta. Și tocmai aici am spus că avem deschiderea, așa cum o vedem și inclusiv din partea Berdului, dar și din partea guvernului, ca să discutăm aceste condiții, ca să vedem cum putem să le îmbunătățim în favoarea statului. Acest lucru se întâmplă, au fost mai multe discuții. Când vom avea un rezultat, vom comunica. Dar dumneavoastră vor discutați cu Bertul doar din perspectiva să avem beneficii, înțeleg, financiare, da? Sau ce fel de beneficii inclusiv, de acolo? Da. Sau e vorba și despre altceva? Pentru că astăzi, la modul cel mai direct, de acest port beneficiază o singură persoană și holdingurile sale. Uitați, hai să clarificăm. Deci, portul este, ce este portul? O suprafață de teren pe care, pe parcursul timpului, companii și-au construit infrastructură. Companii care sunt legate toate împreună și formează un holding. Exact. Da. Acea companie deține, la moment, probabil cea mai mare infrastructură. Da, mai din sunt acest... și altele, foarte. Mai sunt și altele, da. Pentru că ați fost, nu știu, cred că și presa a fost, am fost și eu și am văzut. Dar în jurul portului, hai să spunem așa, capacitatea de dezvoltare în jurul întregului port este mult mai mare. Inclusiv există teren public pe care se pot dezvolta și apărea mai multe companii. Cine asta trebuie să facă? Păi asta trebuie să fie partea acelui proces de negociere. Pentru că statul trebuie să permită să construiască inclusiv alți agenți economici pe spațiile care sunt alăturate. Pentru că la moment pe spațiul care deja este construit nu mai este loc. Nu mai ai unde să construiești. Și pentru acest lucru trebuie să dai loc mai departe. Okay. Acum statul nu poate... Așa, nu cred că este în interesul statului să ofere mai mult spațiu atâta timp cât condițiile rămân la fel. Și noi trebuie să discutăm serios, luând în calcul toate interesele, astfel ca să asigurăm că acest port sau este utilizat în interesul economiei, dar și a bugetului statului. Dumneavoastră ați spus că ați început discuțiile și... Și mă bucur că există, da, mă bucur că există deschidere. Deci nu este un subiect tabu în care zici că nu și gata, rămâne. Există deschidere de toate părțile, procesul avansează, inclusiv avansează în paralel cu procesul de dezvoltare a portului de stat, care este mai mic alături de portul care este gestionat de Danube. Eu sper că în următoarele câteva luni, nu pot să dau un termen foarte exact, să avem o mai mare certitudine pe pașii următori. Repet, este un proces greu pentru că lucrul s-a întâmplat foarte de mult în 2004-2005. Da. Bun, efectele sunt până în prezent. Haideți să vorbim și despre calea ferată a Moldovei. Nu știu dacă v-ați uitat la emisiunea noastră cu domnul Oleg Tofilat. Nu v-ați uitat? Am văzut niște știri. Secvențe, da, sau știri. Dumnealui v-a avizat așa cumva mai puțin direct, da? V-a avizat pentru că și eu l-am întrebat legat de... menționat într-o emisiune că v-ați fi așteptat să rămână să rezolve problemele, nu să plece în cea mai complicată perioadă și dumnealui a lăsat să se înțeleagă că a plecat ca așa a decis dumnealui, dar în perioada dinainte ca să ia această decizie de a pleca, reprezentanți din executiv au lansat niște zvonuri în piață că urmează foarte curând să fie schimbat cu o altă persoană. Și de fapt el nu mai era în grațiile Haideți să spun, eu am văzut, haideți, spuneți până la capăt ce a zis. Poftim? Era la o bancă și discuta. Da. Este un fals. Și să fii foarte clar. Și mi-e pare rău că dumnealui nu a menționat că împreună am încercat să rezolvăm problema cu băncile comerciale. Dar a existat un astfel de intenție de a aduce o altă persoană acolo? Eu nu cunosc despre un zvon, așa cum am menționat, aruncat în spațiu sau nu știu unde, ca să îl schimbăm. Intenția de a schimba a existat? Eu am avut o discuție cu domnul Tofilat în luna ianuarie, în care am discutat situația cu restanțele la salariu. Și am zis, lucrurile nu merg bine. Optimizări. Ce ați avut în vedere când ați vorbit de bonusuri la salarii și optimizări? Simplu. Deci în momentul în care calea ferată
nu poate plăti salarii de 3, 4, 5 mii de lei la oamenii care muncesc acolo, dar dă bonusuri la salarii în oficiu central. Ce fel de bonusuri? Bonusuri de performanță, nu știu, de plătesc salariu, este și bonusuri financiare. Care și cât de mari erau aceste bonusuri? Nu contează cât de mari. Da, contează. Nu contează. Pentru că dai bonusurile de performanță se dau atunci când compania performează. Corect? Da. Adică nimeni nu dă bonusuri când compania nu poate plăti salariile. Ori eu nu știu nici, și eu vin din mediul privat, eu nu știu o situație când eu sau colegii de mei sau din mediul privat au dat bonusuri când nu se puteau plăti salariile la oameni. Este o decizie proastă. Pentru că asta transmite un mesaj întregii companii că haideți voi lucrați, nu o să primiți salarii, dar noi aici o să dăm bonusuri. Și eu nu cred că asta este corect. Deci eu, ca să înțeleg, domnul Tofilat a fost un administrator prost acestei companii. Deci eu cred și eu am avut, haideți că m-ați întrebat de da, asta. Da, da. Deci eu am avut o discuție în ianuarie cu domnul Tofilat, probabil poate să o confirme, în care am discutat și am zis foarte clar, lucrurile nu merg bine. Haideți să vedem ce facem, care este planul. O problemă a fost menționată de dumnealui și este adevărat că băncile comerciale nu doresc să ofere un credit companiei. Din motivul că Banca Națională a Moldovei are niște reglementări referitor la creditele neperformante pe care le impun pe băncile comerciale, iar CFM-ul intră în această categorie. Un credit dat CFM-ul înseamnă un credit cu risc, pentru că există această incapacitate de plată, și BNM-ul, prin reglementările lor, oferă o marjă de cum acțiunea băncilor comerciale destul de îngustă. Și aici îmi pare rău și am zis că este un fals, pentru că împreună am discutat și eu cu BNM-ul, am discutat și eu cu băncile comerciale în încercarea de a obține un credit de la băncile comerciale ca să poată să se achite salariile mai repede decât se făcea atunci, și mesajul a fost foarte clar. Există aceste reglementări care sunt foarte stricte în domeniul bancar după furtul miliardului și s-a refuzat. Nu s-a putut da. Dar dumneavoastră ați fi avut o altă opțiune pe care ați folosit-o mai târziu. Da, dar noi eram de-abia în perioada de discuție, noi în ianuarie. Dar i-ați sugerat domnului Tofilat că ar putea fi o altă soluție? Da. Și am zis, haideți să căutăm soluții. Dumnealui a propus mai multe soluții, inclusiv metal uzat care nu este să se vândă și alte elemente de administrare, inclusiv cu APP. Ok, haideți să ne așezăm. Dar mai mult decât atât, am zis că, uite, acest proces nu poate să se întâmple fără o analiză internă, ca voi să faceți niște optimizări. Să vedeți, compania Calea Ferată a Moldovei are nevoie de 5700 de angajați? Și eu am făcut anumite comparații. Am întrebat în țările baltice, pe o infrastructură mai mult sau mai puțin similară. O să vedeți că lucrurile stau altfel. Da. Și acest lucru l-am discutat inclusiv în 2021, în 2022. Haideți să vedem ce facem cu această companie. Nu poți să ții o companie care nu performează, cu riscuri financiare din trecut, să nu faci nimic pe intern, serios, ca să reduci costurile, să lupți cu eventual anumite cheltuieli nejustificate și să ne trezim peste 4 luni, nu am cu ce plăti salariile. Nu peste 4 luni, peste 2 ani. 4 luni în sensul care era restanța la salariu. Am avut această discuție în ianuarie. Inclusiv în ianuarie am spus ce crede sau cum vede el mai departe lucrurile. Este nevoie să facem anumite schimbări. Vrea să rămână în continuare. Trebuie să găsim alte persoane care să aducem. Dumnealui a spus foarte clar. Eu vreau să continui. Dacă credeți că trebuie să schimbăm ceva, atunci trebuie să analizăm, să facem o perioadă de tranziție, să găsim acel om împreună. Și am zis că, ok. După care, peste câteva săptămâni, dumnealui își depune cererea de demisie. Ca să fie foarte clar, nici măcar nu mi-a scris un mesaj să-mi spună că pleacă. Dar dumneavoastră, i-a scris un mesaj? Nu am ce să scriu o persoană când eu aflu din a treia sursă că el pleacă. Ați regretat plecarea lui? Nu. Nu, pentru că eu cred că cineva care pleacă într-o astfel de situație, nu, trebuie să rămână în continuare. Pentru că în momentele acestea dificile, dacă eu veneam, sau guvernul venea și spunea, uite, este persoana, pleci mâine, că noi mâine o punem. Dar, ipotetic,
nimeni, chiar și guvernul, așa cum zice el, dacă identifica o persoană, oricum este normal la o companie atât de mare să ai o perioadă de tranziție. Și era logic ca dumnealui să mai stea 2 săptămâni, o lună, ca să facă această tranziție. Sunt procese complicate. Noi n-am putut plăti, după ce a plecat dumnealui așa rapid, vreo 2 săptămâni. Nu puteam face plăți, pentru că a plecat, nou director interimar nu avea dreptul la semnătură, înregistrare la bancă. Sunt niște lucruri care nu se fac nicăieri. Cât de tare nu vrei să pleci, lași această perioadă. Am înțeles. Marea problemă de acolo, veșnică, ele sunt multe, dar cea mai dureroasă pentru oameni este restanțele la salarii constant. Asta de mulți ani se întâmplă la Cale Ferată. Apropo, o companie cu venituri mari. Da. Înțeleg că și cu cheltuieli foarte mari. Exact. Statul a găsit o soluție, nu știu pe cât timp, o să-mi spuneți dumneavoastră, de achitarea salariilor, un împrumut oferit de o altă companie de stat. Da. Puteți să ne spuneți cine este compania? Am spus, Loteria Națională a Moldovei. Dar cum loteria a oferit împrumut la Cale Ferată? Există un mecanism legal între companiile de stat prin deciziile consiliilor și APP-ului se pot face împrumuturi între. Există garanția că loteria va putea să-și ia banii înapoi? Există un contract un contract de împrumut, adică se face totul conform. Am înțeles. Legii. 30 de milioane i-a ajut. 35. Pe cât timp? Cam asta este salariul dacă fără tax cam pe o lună. Pe o lună. Și mai departe? Deci, haideți să spunem așa. Deci noi practic am închis luna decembrie și să fie clar, noi am promis în februarie că până la final de luna martie închidem anul 2023. Deci asta a fost promisiunea noastră. Am luat acest împrumut, am închis datoria, am rămas, cred că 2 sau 3 milioane să închidem decembrie. Și săptămâna asta nou director interimar deja a propus un plan de criză. S-au luat mai multe măsuri necesare pentru reducerea costurilor în această companie, inclusiv pe acele bonusuri. Din activitatea operațională au început să se plătească salariile. Practic, noi nu mai acumulăm acum datorie, adică datoriile nu cresc. Cel puțin, deja s-a stabilizat. Deci noi nu mai creștem, nu aducem să avem 5-6 luni datorii la salariu. Discutăm eventual posibilitatea să mai luăm un credit ca să achităm deja ianuarie, februarie, dar din ultimele date care le avem s-ar putea ca deja compania să crească volumele de mărfuri, numărul de kilometri tone pe care să se circule și să fie în capacitate de plată a salariilor. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre transportul de mărfuri. Transportatori internaționali. Mie mereu mi-este foarte jal de oamenii ăștia când mă trec frontiera terestră și văd rândurile astea imense. Unii dintre ei stau zile întregi acolo și așteaptă în lipsa oricăror condiții de trai sau de existență acolo. O să discutăm despre ce gândește, că a promis Ministerul că o să creeze niște condiții pentru oamenii ăștia. Să vedem despre ce condiții pot fi create după publicitate. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Deci, da, dar și nevoile sunt foarte mari.
ce veniți? Veniți altă zi. Tu ai ce mânca aici? La dumneavoastră a fost găsit 85.000 de lei. Dumneavoastră a fost unul dintre beneficiarii lucrării. Aveți ceva de ascuns sau ce? Că nu înțeleg. Nu se primează nimic. Și noi nu am primit răspuns, legea a fost încălcată. Nu vreți să-mi spuneți dacă erau ceva ilegalități acolo sau nu? De licet un copil nu doarme acasă, deșarca. Am fost supravegheat de pe malul celălalt și fac băieții treaba bine aici. O zi bună. Ați consumat alcool? Cât să mai aștept? Așteaptă o clipă. Nu recunoașteți nici acum, că atunci erați în stare de ebrietate. Și nu ne dați voie să fim atunci. Mai jos de securitate. Avem somnul în sistem de apărare anterior. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Totul din viață. Totul din viață. Sute de istorii. E cum să nu iubești viața asta? Secrete de vedete. Ce ai zis? Până la unghier? Da, dar am zis alte lucruri, dar nu din casa am zis. Vine și mă treabă, stau în bucătărie. Dar m-ați pupat. Muzica care îți place. Și nenumărate provocări. Este ce faci tu fiecare zi. Iubește viața. Duminică de la 9:30 și la 21:00, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Ușor, ce urmează să se întâmple? Dar le cere așa și se murează în procuratură. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. El e maladeță, e Vania-i critică și pune la punct absolut piteț. Dar Vania rău nu face, numai bine, până oară el ne povestește în arivă care-i situația din țară. Vania băț apare ca soarele după ploaie, s-a întâmplat ceva în țară. Vania-ți spune până de sară, când apare vreun subiect, el se bagă și-l cășgioacă, chiar dacă-i de plâns o leacă, râs și hohă de provoacă. Vania se informează, apoi îi informează și pe alții, pe Vania-l iubesc tăți, dar mai ele-s de putații. Dar Vania iubește pe corii fanii și corupți care stau pe ghebul nostru, cât de aici de tare mult. Aici stai Vania, Vania băț, da Vania, iubește pe tăți, aici stai Vania, Vania băț, da Vania, iubește pe tăți, Vania băț. Panică.
Am revenit în studio. Haideți să discutăm despre transportatorii de marfă. Transportatorii internaționali de marfă se consideră defavorizați în comparație cu concurenții lor din alte țări ale Uniunii Europene și din România. Și ei întreabă ce întreprinde ministerul pentru a spori competitivitatea transportatorilor moldoveni de mărfă. Dar de ce sunt discriminați? Noi am făcut, probabil, cel mai important element care s-a întâmplat în ultima perioadă este că a fost prelungit acordul liberalizat de transport mărfuri cu Uniunea Europeană până la finalul anului 2025. Uh-huh. Ori, probabil, asta este cel mai mare lucru care s-a întâmplat în ultimii 30 de ani pentru transportatori. În 2022 a fost semnat, a fost prelungit odată până în 2024 și acum a fost prelungit până la finalul anului 2025. Și sper să obținem liberalizarea totală cu Uniunea Europeană odată ce ne apropiem de aderare. Cu siguranță, nu că sunt discriminați, dar sunt într-o situație mai complicată, este faptul că totuși avem hotar cu Uniunea Europeană. Și ținând cont că avem agresiunea rusească, războiul din Ucraina, este o presiune foarte mare pe trecerea la frontieră și avem aceste rânduri, da. Timp de așteptare mai mare, inclusiv timp de așteptare la intrarea în țară pe partea, exact. Pe partea României. Ce se poate face pentru a reduce din acest timp? Și pentru a crea condiții oamenilor stau cu zilele în rând. Situația critică a fost în toamnă. Când aveam pe locuri, cred că peste 10 km de rând, timpul de așteptare uneori depășea 7 zile. Noi, de la începutul acestui an, nu mai avem o astfel Pentru că probabil încă nu este sezonul pentru asta și în toamnă s-ar putea să avem din nou rânduri de 10 km. De acord. De asta, în toamnă noi am anunțat că vom introduce acel rând electronic. Da, noi suntem pregătiți cu softul, deci el este gata. De ce nu îl testați acum? Pentru că nu este sens să-l testăm și nu pot să-l testez în sensul să-l testez cum. Păi să începeți să-l aplicați, da, oamenii să se obișnuiască cu el. Deci noi o să începem să-l aplicăm în momentul în care vom vedea că rândurile cresc. Ca să nu ajungem la 10 km, dar când vor crește, vom analiza această opțiune, inclusiv parcările, modul în care să funcționeze. La moment noi nu avem rânduri foarte, foarte mari. Deci sunt din informația pe care o avem la Serviciul Vamal și Poliția de Trecere a Frontierei, pentru că ei sunt responsabili de acest punct, pentru produsele perisabile se trece în câteva ore, 3, 5, 6 ore. Pentru celelalte produse, maxim ce am auzit, se așteaptă până la 2 zile, dar de obicei se trece mult mai repede. Este o situație mai complicată la intrarea în țară, unde am văzut că rândurile sunt mai mari și timpul de trecere este... Noi discutăm cu colegii din România, dar știți că și România are niște angajamente ce țin de zona Schengen și probabil din acest motiv se procesează mai greu. Bun, dumneavoastră ați pomenit despre faptul că vă gândiți la parcări speciale. Ele nu sunt. Nu sunt. Noi la moment nu avem parcări bine amenajate. Cred că dacă înțelegem că în toamnă s-ar putea să reapară problema cu rândurile mari, deja este momentul ca ieri să căutăm pe aceste locuri pentru parcări, pentru amenajare. Nu este vorba de parcări. Haideți să... Rândul electronic presupune că transportatorii nu se pornesc. Eu înțeleg foarte bine. Unica problemă este cu tranzitul, cu transportatorii ucraineni, că lor este nevoie, că în momentul în care ei intră în țară, ei trebuie să se umple. Pentru asta noi am rezolvat. Adică noi am găsit spațiile, spre exemplu, la nord, dacă vă aduceți aminte, am și publicat, este vorba de spațiu de la aeroportul internațional Bălți, deci acolo, deci ne gândim unde va fi o parcare. La sud este lângă Cahul, un spațiu a căilor ferate. Sunt spațiile deja amenajate? Nu sunt amenajate pentru că nu este sens acum, în momentul în care, dar noi suntem pregătiți ca să le amenajăm aceste spații, toată lumea știe ce are de făcut. Deci când se începe aglomerarea, cu siguranță ele va fi și rândul electronic și aceste spații amenajate. Am înțeles. Haideți să mergem mai departe pe următoarele subiecte. Vreau să vă întreb, eu nu știu ce e asta în Republica Moldova, noi avem 3 ani de interimate peste tot. Pe domeniile dumneavoastră, chiar dacă e APP responsabilul, dar țin de domeniul transporturilor, aeroport interimar, cale ferată interimar,
aeroportul Mărculești, ci cu dânsul. Am intrat azi pe site, acolo ultima informație actualizată de în 2022. M-am gândit, poate nu mai există aeroportul, dar înțeleg că există. Sigur că există. Administrația de stat a drumurilor interimar. Uh-huh. Cred că pot continua lista. Da. Deci cam tot este interimar. Ce fel de țară interimară avem noi? Nu este țară interimară. Trebuie să ne aducem aminte cum am preluat guvernarea după ce regim. Și asta s-a luat-o 3 ani în urmă. Doi jumate. Și atunci am pus, pentru a porni lucrurile, este adevărat, s-a mers pe interimate ca să numim cât mai repede și să putem să funcționăm. Acum, din ce iarăși cunosc, pentru că este o întrebare pentru APP, deci APP-ul pregătește setul de materiale ca să anunțe concurs pentru mai multe întreprinderi, ca să putem selecta deja pe termen, nu interimar, dar să fie pe termen nedeterminat sau pe termenul care este în lege. Există mai multe probleme. Principala problemă, trebuie să o spunem, ține de și inclusiv de salarizare. Pentru... Dumneavoastră ziceați că nu trebuie bonusuri. Dar cum se aduce fără salariu decent? Păi îi aduci atunci când compania mai întâi vii și faci anumite lucruri ca să ai de unde plăti. Că nu dai bonusuri și să bagi compania în faliment. Că asta nu e management. Asta toți pot să facă. Eu tot pot să mă duc la orice companie, dau de 10 ori mai mari salarii la 100 de oameni și peste jumătate de an închid compania. Asta nu e management. Deci... Bun, ca să aduci oameni care să-ți dezvolte compania, trebuie să le dai salarii mari. De acord, dar nu poți să aduci un manager. Dar CFM-ul a avut 2 ani jumate ca să facă acest lucru și să pregătească pentru. Nu vorbim despre CSM, vorbim despre CFM. Deci este rolul APP-ului și eu sper că ei vor anunța aceste concursuri. Deci, haideți ca să înțeleg. Noi nu desfășurăm concursuri pentru că înțelegem că salariile sunt mici și nu o să vrea nimeni să aplice. Nu am spus asta. Am zis foarte clar că în momentul în care am ajuns la guvernare în 2021, era nevoie rapid să ne mișcăm, s-au numit aceste interimate, au durat o perioadă mai lungă, acum e clar că trebuie să se facă concursuri, ele vor fi făcute de APP și vom selecta oameni pe perioadă. Domn Spânu, legea spune, în general legat de interimate, că ele nu pot să dureze. Deci logic este, în spiritul legii, nu mai mult de un an de zile. Deci, haideți să... Iar noi avem interimate de jumătate, de mai mult de jumătate de mandat al guvernării, de activitatea guvernării. Deci eu încerc să înțeleg de ce, pentru că starea de interimat poate nu, juridic nu afectează foarte mult, dar atmosfera din instituție este afectată și omul care deține funcția interimară, el are o stare de incertitudine. Am să rămân eu, o să vin altul în locul meu. Îmi pot face planuri pe termen de 4 ani sau trebuie să-mi fac planul până mâine? Nu, am avut și oameni care nu au fost interimați și s-au dat demisia peste noapte. E adevărat. Există și astfel de riscuri, dar sunt mai mici. Noi, în primul rând, ce puțin dacă mă întrebați de domeniile care le-am administrat, în primul rând ne-am uitat la performanța directorilor și eu, dacă sincer... Dacă erau buni, trebuie să-i lăsați în funcție. Dar i-am lăsat, adică n-am schimbat. Numit în funcție, nu interimat. Nu mă ocup eu de concursuri și așa din... Am discutat odată despre, chiar discutam cu directorul de la APP despre interimate și mi-a zis foarte clar că intenționează în perioada următoare să anunțe pe o listă mult mai mare. Când a fost la noi la emisiune, a spus în 2 săptămâni, a trecut mai mult de o lună. Întrebați-l pe domn director, okay. Eu nu cunosc, dar eu ce m-am uitat este ca lucrurile să funcționeze bine. Și cel puțin am câteva exemple în care la administrația de stat a drumurilor, chiar dacă este interimat, domnul Bejan face o muncă extraordinară și asta se vede pe drumurile naționale. Bine, în funcție. O să vă întrebați și pe tunelul. Ok. Haideți să vă întreb altceva atunci. De data asta despre ultima emisiune care ați fost, era înainte de anul nou, v-am întrebat dacă credeți că există motive suficiente pentru prelungirea stării de urgență în Republica Moldova. Dumneavoastră atunci spuneați că credeți că există aceste motive. Ați vorbit despre atacurile continue ale Federației Ruse în Ucraina. Și alte lucruri. Astea nu s-au schimbat. Starea de urgență s-a încheiat. Și acum vreau să vă întreb că au trecut aproape 3 luni jumate. Se poate guverna fără stare de urgență? Simțiți un disconfort? Eu? Da. Nu. Dar nici atunci n-am spus. Atunci m-ați întrebat dacă ar fi motive ca să se mențină. Eu vreau să vă spun că... Acum simțiți că sunt motive să se introducă? Astăzi? Da. Astăzi nu, dar peste 1 săptămână s-ar putea, sau peste 5 zile, sau mâine. Da, în toată această perioadă, 3 luni jumate, a fost
cel puțin o dată când ați simțit că ar fi bine să fie introdus? E domeniul pe care eu le administrez, nu am simțit. Dar eu ce nu spun unii până la capăt, uh-huh, este că în toată perioada de situație de urgență, noi am acționat conform legilor normale. Deci, haideți, pot să vă spun câteva deciziile ale Comisiei Situației Excepționale discutabile. Puteți să ne spuneți, puteți să discutăm, dar în mare parte guvernul a acționat prin aprobarea deciziilor de hotărâri de guvern, a mers în Parlament, toate legile au fost aprobate în mare parte prin Parlament, deci nu a fost procedurile, toate au fost respectate. Au fost câteva modificări la lege discutabile și au vizat libertatea de exprimare, de exemplu. Deci au fost câteva elemente care, iarăși, nu cred că este corect să mă întrebați pe mine aceste întrebări, dar eu zic, acum vorbesc în cunoștință de cauză pe domeniile, în mare parte, care le administrează Ministerul, dar și din activitatea Comisiei Situații Excepționale. Și eu vă spun că de fiecare dată când a fost în discuție un anumit subiect, chiar și complicat, permanent s-a dat prioritate procedurii standard. Să se meargă prin secretar general al guvernului, avizări la toate ministerele, aprobare în guvern, prima lectură în Parlament, a doua lectură în Parlament. În toată această perioadă, Parlamentul a funcționat, a aprobat legi și a mers pe procedura standard. Da, domnule Spânu, situația excepțională nu înseamnă că anulezi celelalte instituții, noi am avut o perioadă, te închizi într-un cabinet și decizi singur. Stați, dar eu vă dau un exemplu. Da. Deci e clar că trebuia să acționeze și celelalte instituții. Nu, dar nu a fost așa. Țineți minte când a fost introdusă prima dată situația de urgență în pandemie. Da. Dacă vă aduceți aminte, a fost o perioadă de câteva luni bune în care Parlamentul în general nu a funcționat. Pentru că era epidemie. Nu, dar în general nu, și nici hotărâri de guvern nu se lua. Era unica lucru care se lua și atunci nu erau, inclusiv nu erau în prima perioadă, dacă mi-am inteles, nici nu erau restricții de circulație. La da, ele au fost, dar rapid s-a reacționat și au introdus aceste restricții de circulație. O altă întrebare legată de alegerile prezidențiale și referendum. Dumneavoastră vă veți implica în aceste alegeri? Da, deja sunt implicat. În sensul, mă am în vedere dacă veți fi și de această dată șeful stafului electoral. Noi credem că în această campanie trebuie să se implice toată lumea. E vorba de o echipă foarte mare și ea nu ține de ce o să facă partidul. Această echipă va trebui coordonată. Iată, colegii dumneavoastră de partid spun că dumneavoastră sunteți un foarte bun organizator al proceselor și sunteți un foarte bun șef de staf. Nu știu ce să comentez aici, dar... Vi s-a propus sau veți face asta dacă vi s-a propus? Eu sunt în echipa partidului care se ocupă inclusiv de campania electorală, de mobilizare. Ați văzut că am fost și în raioane, discutăm cu oamenii. Deci, cumva, efortul nostru este a întregii echipe din toate raioanele, a întregii echipe naționale, parlament, guvern, pentru că, repet... Asta înțeleg. Dumneavoastră v-ați asumat să promovați referendumul, să vă implicați ca și partid politic. Înțeleg. Eu vă întrebam despre... Da, eu fac parte din echipă. Tot partidul și-a asumat să susțină candidatul Maia Sandu în alegerile prezidențiale din toamnă. Va avea nevoie oricum de un staff. Da. Dumneavoastră, ați putea conduce acest... Eu voi face parte din echipa care se va ocupa de organizarea campaniei. Am înțeles. Vă veți lua concediu pentru această perioadă? În perioada electorală, cu siguranță. Uh-huh. Pentru că ați văzut, Promolex a zis că ați făcut... Eu am discutat cu Promolexul, mi-a cerut opinia și le-am explicat-o, o explic încă o dată. Mie nu mi-este clar unde eu am depășit anumite limite, pentru că, așa cum le-am spus și colegilor de la Promolex și spun și aici în emisiune, toate vizitele mele în raion au fost făcute în afara orelor de muncă și în weekend, folosind resursele proprii. Mașina proprie, eu sunt șofer, am mers și am discutat cu oamenii. Nu am implicat. Că dumnealor spun că eu sunt ministru și cumva, dar scuzați-mă, în toată lumea ministrii sunt funcții politice și în toată lumea ministrii fac campanie electorală. Nu există o limită. Eu nu vorbesc de... Dar chiar și funcționarii publici.
Ok, am înțeles. În afara orilor de muncă poate să facă, este un drept constituțional al meu. Campania electorală se face mai mult și probabil că pentru asta a opri speculațiile e bine să... Asta și-am spus, că dacă în campanie electorală va trebui să merg luni, marți, miercuri, sâmbătă, orice zi, de la ora 9 până asta, evident că eu nu pot să fiu în două locuri, și la birou și în campanie. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, despre declarația de avere și venitul de 4 milioane pe care l-ați avut anul trecut. Mai puțin am să vă întreb. Sunt veniturile, înțeleg, de la compania pe care o aveți dumneavoastră de traducere. Au fost multe speculații în jurul acestei companii. Atâta timp cât eu nu știu nimic mai mult de atât, n-am să mă bag în discuții. Trebuie să verificați, informația este publică. Am verificat, n-am găsit deocamdată nimic. Dar am văzut că ați indicat un apartament pe care l-ați cumpărat anul trecut de 59 de metri pătrați. Uh-huh. Suma este destul de mare, chiar și pentru Republica, sau pentru Republica Moldova. E un apartament în Republica Moldova sau este în altă țară? Nu, păi da, e notat. Am spus că este în București și nu este un, cum, nu este un apartament gata. Deci eu am făcut mai degrabă o investiție. Deci este o construcție care este la prima etapă. Și el va avea 59 de metri pătrați sau mai mare va fi? Mai mare. Deci acolo... De ce ați cumpărat un apartament în București? Apropo, nu sunteți primi. V-am spus, nu, dar e simplu. De ce? Deci logica acesta este mai degrabă o investiție pe care am făcut-o, pentru că nu am cumpărat un apartament gata. Deci el este în faza de construcție. Deci, din ce înțeleg, de-abia s-a început și asta este motivul. Nu am înțeles. Fostul dumneavoastră coleg, sau cum se spun, am să-i spun așa cum îl cheamă, Vlad Filat. Vă tot dă sfaturi prietenești, le lansează în emisiuni pe la diferite posturi de televiziune, că și în sfatul ăsta vă spune că sunteți un trofeu al președintei, că sunteți folosit de către acest partid. Ce să fac acum? Să-mi spuneți ce credeți sau ce îi răspundeți domnului Filat. Nu se merită să comentăm acest... De ce spune asta Vlad Filat despre dumneavoastră? De ce vă transmite aceste mesaje publice? Dumnealui. Aveți comunicare? Când ați vorbit ultima dată cu... Am vorbit, cred că în 2014 sau 2015 ultima dată. De atunci n-ați comunicat? Niciodată. De ce? Dar nu am ce discuta. De ce? V-ați despărțit de relații proaste? Nu m-am despărțit de nicio relație. Nici când eram în PLDM, nu am avut o relație foarte bună cu conducerea partidului. Uitați-vă câtă lume vă asociază cu dumnealui, dar n-ați să ziceți că nici n-ați avut o relație bună. Eu vă spun cum este, că tu știu că din primele zile, cred că când am venit la minister sau când am fost, sau am avut o funcție publică, au fost speculațiile astea. Spun încă o dată. Deci nu am comunicat... Eu acum am vine greu, fie 2014, fie 2015, dar... Am înțeles, vreau să mai reușesc să vă adresez o întrebare. E vorba despre sondajele de opinie și ratingul dumneavoastră personal. Ratingul nu e foarte mare, în schimb ce este mare, este anti-ratingul, este cel mai mare din guvern. Da. Cum ați reușit această performanță? Da, și dacă simplu. Nu credeți că acest anti-rating mare al dumneavoastră personal se reflectă și asupra haideți guvern. Să spunem lucrurile clare. În primul rând, eu niciodată nu am luptat ca să am un rating. Deci nu este scopul meu să am un rating. Și am să faci contrazice. Puteți să spuneți ce vreți. Eu tot timpul am spus și mi-am asumat decizii uneori nu tocmai populare. Am spus lucrurile așa cum le consider corecte. Chiar dacă uneori știam foarte clar că asta o să-mi dăuneze din perspectiva imaginii. Repet, mi-am asumat anumite lucruri care erau clar din start că nu poate să-ți aducă imagine bună, dar am făcut-o foarte conștient, pentru că și acum consider că trebuie să fac lucrurile care, în primul rând, ajută țara și oamenii. Chiar dacă ele nu sunt populare. Inclusiv ce se întâmplă cu aeroportul acum. Da. Că vedeți, toată speculația a venit în capul meu. Dar eu am spus foarte... Pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați comunicat. De exemplu, pentru despre anularea primele citații, toată lumea a aflat de pe canalul dumneavoastră de Telegram. Ascultați. Și după asta a venit și APP-ul, da, să corect. Dar să ne aducem aminte că tot lucrul de aeroport s-a început în care acest grup criminal Șor a împărțit peste tot informații că eu am înțeles cu această companie, care eu nici nu m-am văzut niciodată. De aici s-a pornit și eu am fost nevoit să dau explicații. Acum revenind la... Vă rog să încheieți ideea, că noi deja depășim. Eu am spus foarte clar și am avut o misiune. Să scăp țara de șantajul Gazpromului asupra livrărilor de gaze.
nu avea cum eu să ies din situația asta cu imagine bună. Pentru că asta a însemnat prețuri mai mari și alte lucruri. E clar. Acum, dar lăsați-mă până la capăt. Depășim foarte mult. Bine, nu-i nimic, o să ne ascultăm. Nu putem. Dar noi am trecut deja două ieri și iarna asta a văzut cât de ușor, fără ca să ne șantajeze. Și noi avem acum o țară independentă și nu mai stăm la chimierul. Ok, eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Despre gaze nu mai vorbim, că deja mi-e rău de la subiectul ăsta. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Să aveți o seară frumoasă. Seară bună.